Salut. Continuam la punerea în pagină a unor analize despre libertatea de expresie și eram aici. Am adus aici mai multe date și vedem noi că în limba spaniolă este un articol de 76.815, în limba engleză este un articol de 71.662, în limba rusă este un articol de 34.451, în limba română un articol de 5.883, deci foarte mic în limba română în comparație cu limba engleză și limba spaniolă, nu mai zic și cu cel de limba rusă, dar că nu știu ce spune, ce le povestește rușilor acolo în articolul ăla. Și pe Wikipedia cubaneză nu se vorbește nimic despre libertatea de expresie. Am adus aici o captură după versiunea în limba engleză, o captură, mă rog, o captură după începutul articolului în limba engleză, în limba rusă, în limba spaniolă, în limba română și în limba și din așa zisa Wikipedie cubaneză. Și am pus aici în două, prima dată am pus, ăsta este textul original al articolului în limba engleză și aici l-am pus în două coloane, este același text în ambele coloane, numai că l-am pus așa unul lângă altul ca să-i schimb culoarea fondului de text de la negru la culoarea asta liliachii pentru limba engleză. Același lucru fac mai jos, că mă rog, după ce fac culoarea liliachii, așa trebuie să readuc linkurile la culoarea lor albastră ca să vadă linkurile. Și de aceea am nevoie de ambele coloane ca să pot să urmăresc din dreapta în stânga care cum vine linkurile. O să arăt un pic mai jos aici după ce să termin asta de limba engleză și după ce fac așa și în engleză și în spaniolă și în română, după aceea le pun în trei coloane, unul lângă altul, așa, primul englez, al doilea spaniol, al treilea română, ca să vedem cantitativ cam cum stau lucrurile, cât avem noi și cât au alții în materie de libertatea de expresie. Aici este în partea stângă versiunea originală a conținutului explicativ din Wikipedia în limba spaniolă și în partea dreaptă e același, dar în partea dreaptă de fapt e originalul pentru că în partea stângă i-am schimbat culoarea de fond. Și acum am ajuns cu realbăstrirea linkurilor aici. Și aici mă uit, spre exemplu, am la Jacques Chirac, mai sus de Jacques Chirac este ăsta Julius Streicher. Ăsta trebuie să-l fac așa, albastru, ca să se înțeleagă că aici este link. Și următorul este Charlie Hebdo. Îl facem și pe ăsta albastru să se înțeleagă că e link. Și așa până sus, până când termin și cu acesta de realbăstrit și trec la verificarea textului în limba română. Bun, dar nu o să stau aici să fac chestia asta, o fac eu în timpul meu proprietate personală, care nu stau sub camera de luat vederi. Și aici, în partea de jos, am pus eu niște
explicații, niște avertizări și ziceam așa, tot atâta cantitate de muncă depuneam și dacă aș fi făcut traducerile pe care le fac aici, pe paginile mele web, direct în Wikipedia, în limba română. Și din motivul că Wikipedia are o audiență incomparabil mai mare decât bietele mele pagini web. Dar după cum se poate vedea, pe pagina de discuții rezervată pe Wikipedia în limba română contribuia abilului Ayord. Mai corectez aici greșit. Adică mie. Eu acolo am condiția de persona non grata, fiind considerat, poate pe bună dreptate, insuficient de bine calificat pentru calitatea de wiki contribuitor pe Wikipedia în limba română. După cum se poate înțelege din datele de mai jos. Și aici sunt mai multe date. Și aici am spus că cine crede, am zis așa. În afară de asta, dacă cineva din public ar considera că e eficient să investească în producția mea, îi las la îndemână numerele mele curente de cont bancar. Și am pus aici chestiile astea. Dar vreau să mai adaug ceva, pentru că discutasem ieri cu un fost coleg de școală și zicea el așa la un moment dat că nu Putin a fost ales cu ajutorul americanilor, ci Zelenski. Mai studiază și tu și vezi și de ce Putin i-a invadat. Mă așteptam să știi deja aceste lucruri, nu să urmărești doar posturile TV care mint. Și eu am zis aici undeva mai jos, așa, Mircea, mie mi se pare că eu sunt bine informat. Dar asta este o chestie subiectivă, pentru că fiecare om crede despre el că este bine informat. Părerea mea, din totdeauna, a fost că omul cât trăiește învață, iar eu mi-am aplicat teorema asta mie. Eu învăț lucruri prin compararea informațiilor despre același subiect din mai multe limbi. În ultimii 14 ani, conspectele astea ale mele sunt publice. Sunt un fel de autoextemporale pe care le fac și le las la îndemâna publicului să mă verifice și el dacă vrea sau dacă îi se pare bine să se inspire din felul în care studiez eu. În ultimii 14 ani s-au strâns aproape 5.000 de astfel de autoextemporale. Eu n-am pretenția nici că sunt bune, nici că sunt rele. Fac și eu ce pot să fie bine. Uite, în momentele astea în care am vorbit cu tine, sunt în plin lucru la autoextemporalul ăsta. Și tocmai asta prezentam despre articolul Libertate de expresie. Dar acum aș vrea să fac ceva despre conceptul autoextemporal, ca să nu mai stau să explic de fiecare dată ce este ăla, ci să găsească undeva cineva care ar căuta mai pe larg, să găsească explicații mai pe larg despre ceea ce vreau să spun când spun cuvântul autoextemporal. În limba spaniolă n-am găsit nimic care să pun în locul cuvântului extemporal. Am căutat pe internet tot felul de chestii, iese mai ales când scrii extemporal, iese mai ales trimiteri către filmul extemporal la dirigenție, dar în limba spaniolă se folosește evaluación estudiantil, adică examinare școlară. Și vedem aici, mă rog, asta e elevi la un examen la o universitate din Viena, asta e altă treabă, dar extemporalele sunt acelea care se dau în clasă la anumite momente pentru ca profesorul să verifice, să vadă nivelul de pregătire al elevului ca să știe ce-i mai predă, să știe. Da. Deci, ce explic aici sunt
examene formale și examene informale. Spre exemplu, un examen poate fi realizat de maniera formală sau informală. Și hai să luăm de aici, să punem un traducător automatic, că mă ajută mai ușor, mai repede. Da, hai să iau mai mult text, să le opun aici jos. Uite așa. Și să îl pun aici în traducător automatic din spaniol în română. Și vedem noi aici, așa. Un examen poate fi susținut formal sau informal. Poate fi realizat de maniera formală sau informală. Un exemplu de test informal ar fi un test de citire, o probă de lectură, dat de un părinte unui copil de-al său. Un exemplu de test formal ar fi un examen final administrat de un profesor într-o clasă, într-o sală de clasă. Testarea formală duce adesea la o notă de test. Scorul testului poate fi interpretat în raport cu o normă sau criteriu. Standardul poate fi stabilit independent sau prin analiza statistică a mai multor indivizi. Un test rapid, quiz în engleză, are de obicei mai puține întrebări decât un examen. Deci un test rapid s-ar putea ca quizul ăsta să fie un fel de extemporan. Oferă întrebări de dificultate mai mică și poate fi rezolvat în mai puțin timp. Poate fi împărțit în mai multe secțiuni, fiecare acoperind un subiect sau având un mod diferit de a întreba despre același subiect. Un test standardizat compară rezultatele individuale cu un ghid. Modelul este stabilit independent sau prin analiza statistică a unui număr mare de indivizi. Testul ăsta standardizat este cum e cel de la examenul auto, unde nu știu dacă o mai fi și acum, dar înainte erau niște grile și trebuiau să corespundă la 24 de întrebări. X-urile trebuiau puse în anumite căsuțe, erau niște grile cu care se verifica foarte repede evaluările, testele. Mă rog, și am mai căutat eu aici, așa, evaluațion auto estudiantil. Adică evaluare școlară și mă conduce la examen estudiantil, ăsta pe care îl văzurăm aici. Dar am scris și așa, auto-evaluațion, auto-evaluațion estudiantil. Adică una este când îți dă cineva extemporal, când îți dă cineva examen. Și alta este când îți dai tu singur, când te verifici tu, să vezi dacă știi, să vezi cât știi, să vezi ce știi. Și cum pe mine m-a interesat întotdeauna ca ce fac eu să fie bine, am fost tot dintotdeauna curios să verific dacă cunosc sau nu cunosc bine anumite lucruri. Și atunci eu tot timpul mi-am dat un fel de auto-extemporal. Și de aceea am ajuns astăzi să am aproape 5.000 de auto-extemporale puse așa în pagină web, adică hipertextualizate, cu mai mult sau mai puțin conținut, unele greșite, unele bune, dar în care sunt auto-extemporalele mele și pe care se pot uita și alții și care pot învăța și ei dacă vor să învețe, care pot învăța ori modul meu de a face, ori pot extrage învățăminte din ceea ce am făcut acolo. Și aici am văzut, deci dacă dau click pe chestia asta cu formula asta de căutare, am văzut aici o chestie interesantă la deci prin intermediul autoevaluărilor, elevii pot reflexiona și toma conștiința.
Deci, asta este una. Hai să o iau pe asta de aici, să deschid pe asta. Educa web, asta este. Vreau să văd dacă înțeleg din ce țară este, dar nu văd aici un S sau ceva. Poate să fie din Argentina, poate să fie din Chile. Și aici vedem așa, autoevaluarea ca strategie de învățare para atender la diversitate. Și vedem noi că este un articol care a fost scris în 2013, dar uite, eu m-am întâlnit cu el abia în 2024. Îl punem aici, acest titlu, și mă ajută pe mine mai bine. Autoevaluarea ca strategie de învățare pentru abordarea diversității. Și mai luăm aici un pic de text, că e scris de Maria Amparo Calatayud, Salom, Departament de Didactică Școlară. Na, e din Valencia, Facultatea de Filozofie și Științe, Educație Universitară Valencia. Bravo, bravo, nene. De aici la doi pași de mine. Și vedem noi aici așa. Hai să traducem până pe aici, pe undeva. Este un articol care merită mai multă atenție din partea mea. Ca să... Deci, unde ești traducătorul? Le pun aici. Traducătorul automatic nu traduce el perfect, dar ne mai ajutăm cu el ca să simplificăm treaba. Deci, în aceste vremuri în care se vorbește atât de mult despre calitate și în educație, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că într-o societate democratică și plurală, predarea de calitate trebuie să fie sinonimă cu atenția la diferitele ritmuri de studiu și de învățare ale elevilor. Una dintre strategiile care pot ajuta la abordarea diversității elevilor din clasă, din sala de clasă, este de a învăța să-și autoevalueze propria învățare. Autoevaluarea poate și ar trebui să fie un instrument care facilitează participarea, respectarea și valorificarea diferitelor ritmuri de învățare în funcție de diferitele caracteristici ale elevului. Caracteristici referitoare, de exemplu, la abilități, stiluri de învățare, strategii cognitive, experiențe și cunoștințe anterioare. Articolul ăsta merită să-l iau eu și să fac o pagină la mine în pagină, ca să fie ca un fel de autoextemporal din care să poată afla și alții ceea ce aflu eu în momentul ăsta. Pentru că dacă închid aici traducătorul automatic, nu pot vedea decât cei care sunt acum în momentul ăsta și văd înregistrarea. Bine, fiind o înregistrare care rămâne permanent în YouTube, să zicem, o deschide altcineva, dar o deschide când vrea. Dar dacă n-ar fi așa, dacă n-ar exista posibilitatea asta, în momentul în care aș închide traducătorul, ar dispărea informația. Și atunci eu mă duc aici la mine în pagină și mă opresc din ce făceam, închid, dau sus să salveze ceea ce am făcut până acum. Și după ce se salvează, da, mă întorc aici la edit, la asta de editare, și deschid aici pentru o nouă pagină. Și aici o să scriu eu autoextemporal. Ia să vedem noi unde să o așez pagina asta. Aici ar fi după. Deci, o să-i zic paginii astea autoextemporal. Extemporal. Autoextemporal.
evaluare, autoevaluación, evaluación. Și astfel o să fie un o să am pe urmă un link pe care o să pot să-l pun în anumite texte pe care le concep și acolo unde am să folosesc cuvântul autoextemporal sau autoevaluațion, în loc să stau să explic pe larg despre ce e vorba, doar transform acel cuvânt într-un link. Deci, a pornit la formare, spre formare această pagină pe care o creez în momentul ăsta. Asta e faza de procreere, ca să zic așa. Și așa, iar aici am să inserez, am să insertez sau am să, cum să zice, prima dată o chestie din asta din trei coloane care o să vedem noi mai pe urmă la ce folosește. Na, durează un pic pentru că e migăloasă construcția asta de pagini, dar cine vrea vede, cine nu vrea să duce și-și caută altceva de lucru. Iar aici, mai jos, imediat mai jos, punem așa un cadru de text și scriem aici ora și scriem momentul creării paginii. Deci, page start on 14.03.2024 ora 12.39, 12.39, imediat, 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 da, punem aici în paranteză UTC plus 1, șoferii știu de ce, anu. Aici am greșit, uite așa, Paterna, Valencia, Spania. Închidem paranteza și mai zicem așa, în momentul ăsta sunt 19 grade aici la mine, afară, în casă e mai frig, întotdeauna, umiditatea 45%, 45%, și vântul bate cu 11 km pe oră, vento, na, sunt niște date care îmi trebuie mie, nu-mi trebuie. Îmi place să fie aici. Bun. După care am să fac aici o captură acestui articol. Ăsta are versiune și în limba română, articolul ăsta, dar mi se pare mult mai bună versiunea în limba spaniolă, această fază. Deci aici o să fac o captură. Da, uite așa. După care am să fac o captură și acestui articol. Nu știu dacă din Wikipedia știu eu ce am voie să iau și ce n-am voie să iau, trebuie să menționez, când iau din Wikipedia, trebuie să menționez că am luat din Wikipedia, să pun datele necesare pentru ca eventualul
se întâmplă aici cu asta? Mi se pare că nu s-a făcut captura. S-au făcut cele două. Da, uite, acum am conștiința că s-a făcut și hai să fac acel lucru aici. Educa web. Uite, am să fac așa, să păstrez acolo și numărul ăla de telefon și linkul. Bravo, Bobiță. Uite așa. Și am să păstrez și chestia asta. Nu, nu. Asta nu. Asta. Cu... În care se vede și titlul. Așa. Asta da. Uite așa. Și am să încerc eu să iau legătura cu această doamnă Maria Amparo Calatayud Salom. Să văd dacă se supără sau nu se supără că am prelucrat informațiile astea. Deci, acum o să fac așa. O să iau odată titlul ăsta de aici. Să-l pun iar în traducător dacă... Ba nu, l-am pus. L-am pus. Bravo, Loviț, uite că l-ai pus. Uite aici. Și iau chestia asta și o pun aici la mine în pagină. O dată. Dar hai să mă duc întâi să aduc capturile astea. Deci, capturi. Deci eu încerc să arăt cum fac eu auto extemporalele astea și poate dau idei și altora ca să facă și ei pentru în ce îi privește. Dar eu fac singur un fel de auto extemporale prin care mă verific pe mine. Îmi verific mie nivelul pe care îl știu despre anumite lucruri. Dacă folosește și altora, bine, dacă nu folosește, eu oricum fac lucrurile astea pentru mine. Și ca la orice lecție pe care o făceam la școală, dacă mai arăs cuiva cum ai făcut tu lecția, dacă pe acel tip îl interesează, bine, dacă nu, nu. Dar nu știi dacă îl interesează sau nu, mai înainte de a-i arăta despre ce-i vorba. Deci, apăsăm aici, luăm selecționăm. Ce se întâmplă aici? Nu mai funcționează. Nu mă lasă să prelucrez. Mă rog, s-a supărat pe mine chestia asta. Ia, hai să mai încerc o dată. Deci asta am adus-o două ochi. Pe care am adus-o prima. 1242 56 1242 10. Ia, hai să vedem aici. Câteodată se supără pe mine Paint-ul și nu funcționează aia pentru selectare ca să decupez ce nu ce consider eu că nu-mi servește. Ia. Să vedem. Nu merge. Da. Nu merge. Nu știu ce are. Deci,
O să o aduc așa întreagă și o să o decupez altă dată. Ia. Să-i zic aici. Auto extemporal. O dată și aici la fel, să-i zic auto extemporal. Ca să nu pierd timpul și când m-o lăsa să prelucrez, mai tai eu din ele acolo unde consider că poate fi înlăturat. Deci auto extemporal. Au același nume, dar au ceva diferit la dată și de aceea nu se mușcă unul cu altul. Da. Închidem aici și o dată aduc un cadru din ăsta. Și aduc mai întâi chestia aia din Wikipedia, pentru că de ea am dat primată. Și cu Wikipedia am mult mai multă treabă. Deci aici scriu auto extemporal. Auto extemporal și l aduc pe ăsta. O dată. Așa. Aici se vede URL-ul, se vede că vine din Wikipedia, se vede data capturii, ora, numele temei, se vede aici că eu am adus-o, sunt câteva date identificative. Iar undeva mai jos aici, mai aducem o dată o chestie din asta, dăm la o parte ce nu ne trebuie și păstrăm doar ce ne trebuie și aici aduc la fel chestia asta auto extemporal auto extemporal și vedem ăsta de aici, îl aducem și facem așa. Bun. Acum dăm la o parte tot la fel ceea ce nu ne trebuie și acum o să aduc aici este aici o să scriu educa web. Și ce să mai scriu? Cam atât. Educa web, că altceva nu văd ce. Și o să iau de aici URL-ul ăsta. Și scriu aici așa. Educa web. Web. Da, cam așa. Punem aici un punct și facem din această chestie facem un link. O dată. Astfel, cei care vin la mine în pagină aici pot ajunge la sursa din care vine această informație și pot. Deci mai iau o dată prin copiere de aici și îl pun aici. Așa, deci cine apasă butonul ăsta ajunge aici sau cine nu vrea să apese butonul ăsta își copiază el de aici URL-ul, îl pune în bara de URL-uri și ajunge tot aici la
această pagină. Iar aici vedem noi examen estudiantil, evaluation estudiantil. Îl punem noi aici în traducătorul automatic. O să-l pun aici deasupra. Ba nu, o să-l pun în locul. Ba nu, o să-l pun aici deasupra. Și iese examen evaluarea elevilor. Deci iau o dată și scriu așa, pun aici. Aici examen estudiantil și aici scriu Wikipedia în limba română, Wikipedia în spaniol. În spaniol și iau acum URL-ul permanent de aici și îl pun și pe el aici. Și am făcut astfel un buton pe care cine apasă, când apasă, este teleportat în pagina TID. Da. Acum eu și chestia asta de aici. Și pun aici sus. Unde mai scriu eu aici așa surse. Fuentes. Uite aici. Da, și acum să le dăm adunarea. Să stea și ele mai grupate. Și aici, așa. Bun, până aici e binișor. Acum, hai să-i dau eu un click aici să se publice. Și din momentul ăsta pornește spre nașterea această pagină. Și acum a văzut lumina. Vedem noi că dacă ne ducem pe partea care se vede de la public, apare așa. Auto-extemporal, auto-evaluation. Asta este ceea ce din momentul ăsta publicul poate să vadă și din momentul ăsta există în rețea acest URL, care până acum nu există. Acum eu am să iau de aici numele, data și locul nașterii și le pun la mine într-o pagină. Într-o pagină în care în 2023 m-am învățat să îmi păstrez cronologic paginile pe care le creez. Și dacă m-am învățat în 2023, am continuat și în 2024. Și vedem noi că astăzi s-a născut această pagină care se numește, are denumire bilingvă, auto-extemporal și auto-evaluațion. S-a născut la
ora, data și locul cu tare și cu tare și cu tare, nu? Și pe vremea când s-a născut avea, erau atâtea grade și, atâtea, și așa bătea vântul și așa sunt o grămadă de alte pagini anterioare pe care le-am creat eu. Ăștia sunt ca un fel de copii ai mei. Bun, și aici trebuie să aduc și URL-ul, adică adresa. Adresa postală. Punem noi aici. Și când vrem să ajutăm pe cineva să vină aici la acest, la conținutul din această pagină, indicăm adresa, nu? Indicăm adresa și omul, dacă vrea, vine, dacă nu vrea, dacă îi trebuie, vine, dacă nu îi trebuie, nu vine. Aia rămâne la alegerea fiecăruia. Fiecare știe ce îi trebuie și ce nu îi trebuie. Bun. Și acum o să iau de aici câteva lucruri și mă întorc aici înapoi în pagină la mine, la locul în care editez. Punem aici un cadru de text. Facem așa. Îi spunem acestui text să fie mai mic, să fie de 10, să fie de la stânga, este deja, dar hai să-i mai dau încă una, și să fie distanța între rânduri mai micuță, așa. Asta este ce am văzut până aici. Am fabricat cutia, ambalajul în care o să pun conținutul. Durează, pentru că asta e treaba, nu se poate, nu se pot face lucruri doar așa bătând din palme, ci punând cărămidă peste cărămidă. Iar cărămida de la al treilea rând, nu poți să o pui mai înainte de a le pune pe primele două rânduri de cărămidă. Nu merge sărit. Nu merge să sărim trept. Asta facem odată așa să fie de 11. Da, dar nu. Mă rog, hai, am adus-o și pe asta, am adus-o și pe asta. Nu știu dacă îmi trebuia, cred că am copiat mai mult decât aveam nevoie aici. O să transform și chestia asta într-un buton. Cronologie, articole create în 2023-2024. Așa, să fie de nou. Bun. Cu acesta fac la fel. Iau URL-ul de aici și transform formula asta într-un buton. E nevoie să arăt și toate mărunțișurile astea, chiar dacă pe unii plictisesc, pentru că dacă le arăți, vede omul câtă muncă este, dacă nu le arăți, n-are cum să vadă. Da. Cu acest URL o să fac două butoane, două butonașe mici aici. Deci, o dată așa. Uite așa și uite așa.
Aici un butonaj mic. Și aici un alt butonaj mic. Aici un butonaș micuț. Timpul curge cu repeziciune. Mai sunt vreo 12 minute și mă opresc. Fac și eu cât apuc să fac în acest timp. Chestia asta de aici. Bine pus în prima casetă de aici, din stânga. Chestia asta de aici. Vine pusă în caseta asta din dreapta. Asta două. Vine aici. Ureleul ăsta. Fac din formula asta un link. Da. Care îl luăm și lipim aici. Aceasta fiind antepenultima pagină creată. Nu, penultima pagină creată, aceasta în care suntem, fiind la momentul acesta ultima. Și acum cu URL-ul ăsta. Fac aici un buton, este butonul paginii în care suntem și dacă am apăsat pe el nu ne-am deplasat nicăieri pentru că deja suntem aici. Ar fi ca atunci când suntem cu liftul la parter și apăsăm pe butonul parter, nu pleacă nicăieri. Deci îi zicem să fie de 11 și să fie mai gros. Albastru este deja. Selectăm. Și acum dăm afară caseta asta că nu ne trebuie. Da. Dar mă duc aici înapoi la pagina asta. Aici este despre libertatea de expresie. Autoextemporal. Autoextemporal. Hai să-i dăm să se salveze. A, e salvat treaba. Hai să-i dăm să se refresh. Nu s-a întâmplat nimic. Acum îi dăm să salveze aici.
Abia acum o să apară aici ceea ce am salvat. Ne dă o col pământul, iată, a ajuns. Și acum dacă apăsăm pe butonul ăsta, ajungem în pagina anterioară. Adică aici. Aici am treabă ca să pun butonul ăsta care nu-l aveam până acum. Acum această pagină care era ultima, nu mai este ultima, ultima devenind aceasta pe care o pun acum. Și acum îi dăm un click și se salvează ceea ce am. Da. Salvează un pic cam încet, gândește că am încet calculatorul ăsta al meu. Sau o fi din calculator, sau o fi din rețea, nu știu. Bun. Și acum de aici, din partea de jos a paginii, o să iau niște lucruri pe care le-am scris deja și nu o să stau să le repet de fiecare dată, ci doar le copiez și le pun și în pagina nou creată. Adică aici, în josul paginii, pun prima dată, aici o să fie o coloană de 3, da, după aceea pun un spațiu din ăsta, mai pun încă unul și acum, în acest ultim spațiu, pun chestia asta, după aia pun cadrul ăsta și aici aduc o imagine. Prin care arăt că nu pot publica direct în Wikipedia pentru că m-au blocat oamenii de acolo și pentru am explicat pe aici pentru ce. Sunt explicațiile pe aici, n-are rost să răcesc gura de 1.000.000 de ori. Apoi, aici am scos conținutul din captură, l-am pus așa direct în scris cu link-uri funcționabile, cu toate alea. Link-uri funcționale și pe explicații pe care ziceam că n-are rost să citesc de 1.000.000 de ori, că se citește fiecare pentru el o dată, dacă vrea. O să mi se termine timpul și rămâne să mai lucrez la acest articol. Imediat ce mă întorc de pe unde voi pleca. Deci aici aici mai trebuie un
Încă unul. Încă unul. Pentru fiecare e simplu, oprește, spre exemplu, oprește în momentul ăsta derularea videoului și citește ce scrie aici. E mai scurt dacă să mă apuc eu să-l citesc. Da, cum spuneam, ceea ce fac eu pe aici sunt niște autoextemporale în care îmi verific mie cunoștințele mele pentru mine, nu pentru altcineva, doar atât că las și pe alții să vadă felul în care lucrez eu, gândind că poate le folosește și lor, poate să inspiră, poate. Poate le folosește și lor. Cui nu-i folosește, nu-i folosește, că nu. Orice marfă pe care o prezinți, nu știi tu cui folosește, știe cel care îi folosește, știe dacă îi trebuie sau nu. Ca atunci când te duci la obor sau la magazin, mărfurile sunt în raft și ție dacă îți trebuie, întind mâna spre ele, dacă nu îți trebuie, nu întind mâna spre ele, mergi mai departe unde ai treabă. Da, mă opresc aici. Îi dau un refresh. Și cum spuneam, mi s-a terminat timpul. Trebuie să mă duc la o serbare de-a nepotului. Asta e. Da, sunt datele aici pentru a ajunge în pagină până când mai fac eu ce mai face. Ia, să închid aici, la revedere pe un alt episod.